Cămătarul e un munte de om. Ajuns la 63 de ani, fostul atacant și-a păstrat statura impozantă. Fac antrenamente în fiecare zi. Un exercițiu pe care îl consider cel mai bun pentru organismul unui om, bicicletă eliptică. Dai din mâini și din picioare în același timp. Pune în mișcare toate grupele de mușchi, e fantastică. Merg la o sală unde am și piscină, și not, explică fostul internațional. Acum îmi caut liniștea. Mă îndrept spre penultima parte, nu spre ultima. E normal să mă gândesc la asta, doar am 64 de ani, peste două luni. Rodion Cămătaru. Născut la Strehaia, Cămătaru a îmbrăcat la nivel de senior tricoul echipelor Universitatea Craiova, Dinamo București, Charleroi și Hirenvean. A fost de două ori campion al României și a cucerit de patru ori Cupa României cu Universitatea, iar în 1987 a devenit gheata de aur a Europei pe când juca la Dinamo. Per total, doar în primul eșalon din România, are 198 de goluri reușite în 378 de meciuri. După retragere, deși avea carnet de antrenor, n-a profesat. A fost pentru o scurtă perioadă observator federal, apoi s-a dedicat exclusiv afacerilor. Am renunțat pentru că aveam treabă multă cu ale mele. Nu știu ce înseamnă bogăția, dar trăiesc decent. Nu duc grija zilei de mâine. Am ce-mi trebuie, spune acesta la emisiunea Prietenii lui Ovidiu, de pe GSP.ro. Care sunt afacerile lui Cămătaru? Imobiliare. Nu neapărat apartamente, fac office-uri, birouri. Am în jur de 5.000 de metri de birouri în Craiova. Nu pot să mă laud cu bogăția pentru că bogăția e relativă. Orice ban se poate cheltui foarte ușor și se face greu. Cât să trăiesc decent am? Acum vreau să construiesc în Creta. Am luat un teren acolo și o să construim câteva apartamente la Retimno. Contează foarte mult locul, iar vederea mării înseamnă terapie. Dacă nu vezi marea, e ca și cum ai sta în Craiovița. Un metru pătrat ajunge și la 500 de euro, chiar 600, spune acesta. Imagine din Retimno, foto Instagram Retimno underscore guide. La Charleroi am avut cel mai bun salariu, dar eu ca fotbalist n-am câștigat bani mulți. Nu era o perioadă cu bani mulți. Norocul meu a fost că am investit foarte bine, am avut viziune. Am început pe linia de afaceri și bineînțeles că și norocul a jucat un rol important, ca la fotbal. Rodion Cămătaru. GSP.ro presupusă amanta a lui Vladimir Putin, manevră incredibilă. Ce a făcut fosta gimnastă Alina Cabaeva? Plaite.ro informații șoc. Ce a scris bărbatul care a atacat ambasada Rusiei în biletul de adio? E halucinant. Observator News, o nouă armă terifiantă folosită de ruși în Ucraina. Nu trebuie atinsă și face diferența între oameni și animale. Ce este pom? 3. Horoscop 8 aprilie 2022. Taurii trebuie să apeleze la rezervele de calm îngeresc, chiar dacă situațiile nu par tensionate. Știrile Pro TV, rușii s-au retras total din Kiev și Chernigov. Orange Sport, motiv absurd. Un oligarh pedepsit explică de ce Putin a aprobat execuțiile și violențele în Ucraina, asta aștepta. Publicitatea sus Zenbook 14 10 OLED, versatil, ajunge oriunde.